Zain și Julia s-au sărutat. Sincer, sunt total de acord cu ceea ce a spus Zain. Nu numai că ar fi trebuit ca Julia să stea lângă Zain la masă atunci când au mâncat, dar o femeie normală care se gândește la o familie, copii și așa mai departe, atunci când se deschid ușile, încearcă să fie cât mai nu știu cum să o numesc, serviabilă, sună ciudat, dar oricum primul lucru ar fi trebuit să-l întrebe. Ai mâncat, vrei să mănânci, să așeza la masă, aduce o farfurie, o furculiță, un pahar, pentru că nu era la el în casă. Trebuia să fie o gazdă bună, să-l așeze la masă, să stea lângă el când mânca. Mai vorbea un pic în timp ce el mânca, să creeze o atmosferă plăcută, familiară, pentru că despre asta este vorba. Nu mănânci așa ca roboții pe bandă, cât să nu mori și cam asta e, apoi la distracție. Nu, ar fi trebuit să fie acolo, prezentă. Nu prea înțeleg de ce a făcut alegerea asta nu Nici nu ar fi avut ce să aleagă altceva, dar... Sincer, nu. Adică chiar sunt foarte multe diferențe între cei doi și la Giulia e ceva și în educația ei.